Și în contextul descris anterior, prețurile grâului și porumbului o iau la vale, presiunea este și pe prețul semințelor de floarea soarelui. Ne face analiza momentului Cezar Gheorghe, expert al pieței cerealelor. Bună dimineața și bine ne regăsim și astăzi la AgroJurnal. Vom începe prin a explica oarecum contextul de piață actual, după o săptămână pe care am petrecut-o oarecum departe de piețe, prin prisma sărbătorilor și al weekendului prelungit pe care l-am avut cu toții în România, spunându-vă că pe Chicago Board of Trade a avut loc efectiv o ședință tehnică foarte intensă care a condus la lichidarea foarte multor poziții și cu toții am văzut cum grâul a scăzut extraordinar de mult, atrăgând după el firește porumbul și subsecvent soia. Aceste ședințe de sell-off sau cum se numesc nu sunt altceva decât anumite nuanțe ale fondurilor care efectiv își scot profitul din ceea ce au jucat, să spunem, pe burse. Dacă ne ducem acum către piața grâului, trebuie să vă spunem că în piața fizică, în acest moment, grâul a scăzut și mai mult. Astăzi vedem indicații de maxim 275, poate și 277 euro pe tonă în portul Constanța, pentru simplu motiv că în continuare Rusia este cea care dă tonul și marchează cadența vânzărilor de grâu în bazinul Mării Negre. Cerere prea mare, să știți că în acest moment nu este din punct de vedere al destinațiilor tradiționale în ceea ce privește grâul de recolta veche și Uniunea Europeană, trebuie să știți, în ansamblu a ajuns la un nivel de vânzări de peste 18 milioane de tone în sezonul 2022-2023. Cu alte cuvinte, grâul este încă suficient în piață, vânzările se vor desfășura însă cu anumite lentoare și prețul firește este penalizat, să nu uităm, de volumele care sunt existente încă în Rusia, de volumele care sunt existente încă în Uniunea Europeană și sunt de vânzare și subsecvent în România, unde România, după cum v-am spus și în emisiunea trecută, anul trecut, în aceeași perioadă, aveam un export de circa 4 milioane de tone. În acest sezon avem un export de 2,08 milioane de tone, dar atenție, cu un import de circa 700.000 de tone de marfă ucrainene, care firește, cu toții știm, cum a impactat și ce consecințe a avut asupra pieței noastre românești. Mergem un pic mai departe acum și ne uităm spre recolta nouă și vedem că recolta nouă se poziționează oarecum identic ca săptămâna trecută, dar să spunem, are practic aceeași tendință de scădere. Un nivel de preț de circa maxim 240 de euro pentru marfa lidrată în portul Constanța în perioada iulie și iarăși revenim și spunem, se vede bine în acest moment recolta europeană, se vede bine recolta rusească, cea ucraineană, cu părere de rău, noi estimăm în continuare 15-16 milioane de tone, deci vor avea un minus de circa 5 milioane de tone în recoltă, dar va fi compensat de Uniunea Europeană. Subsecvent, identic peste Atlantic, recolta americană stă bine și în acest moment. Mergem la porumb și ne uităm un pic la porumb că efectiv a scăzut un pic sub palier pentru simplu motiv că grâul l-a tras în jos, pentru că cele două sunt complementare oarecum. Cu alte cuvinte, dacă porumbul este prea scump în furajare, intră grâul de furaj în locul porumbului. Și vedem porumbul la o indicație de 260, poate 265 de euro pe tonă în portul Constanța. Însă, în acest moment, în Argentina, să știți că ploile s-au cam oprit și în următoarele două săptămâni nu se văd precipitații intense. La fel, starea porumbului argentinian nu este una deloc fericită și Buenos Aires Grain Exchange îl vede la un nivel de 44,5 milioane de tone versus 52 de milioane de tone, cum îl vede Departamentul de Stat pentru Agricultură a Statelor Unite. Firește, USDA va veni și va cauționa în timp aceste rezultate pe care deja le văd analiștii argentinieni. Însă, văzând lucrurile cum se întâmplă, credem că porumbul are în continuare tracțiune și va rămâne, să zicem, un punct de interes și pentru lunile viitoare. Rămânem în sfera aceasta a grâului și a porumbului și ceea ce vă putem spune este că noi prevedem că este oarecum o liniște dinaintea furtunii. De ce spunem asta? Pentru că amestecăm factorul geopolitic în această ecuație. Este enorm de multă liniște. Toată lumea, toți combatanții sau ambele părți combatante, Rusia și Ucraina pe de altă parte, se înarmează, se pregătesc și noi credem că avem și vom avea parte de o escaladare a conflictului în perioada următoare și o estimăm între 15 și 25 februarie, pentru că atunci, întotdeauna, lucrurile se vor așeza pe primăvară, câmpiile se vor dezgheța și astfel operațiunile militare vor putea fi reluate. Trecem în floarea soarelui, cum altfel, și o vedem scăzând oarecum
circa 5-10 doar pe tonă, din simplu motiv că nu există cerere la nivel european. Și cererea la nivel european nu există nu din faptul că nu ar exista ofertele ucrainene, ci din faptul că uleiul ucrainean este penalizat din cauza calității. Cu alte cuvinte, nu mai este atât de mult dorit. Rusia defilează în continuare, având taxe zero pe exportul de ulei brut. Turcia generează cerere, dar la fel se alimentează din Rusia, firește, fără taxe, astfel încât prețul semințelor de floarea soarelui este oarecum presat astăzi la un nivel de 555, poate 560 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Însă mai e un factor de care trebuie să ținem cont, și anume paritatea euro-dolar, cu un dolar foarte slab și subsecvent față de moneda RON. Fermierii, în mod normal, au același nivel de preț ca și atunci când era nivelul de 540, să spunem, poate și 545 de dolari pe tonă. Deci faptul că dolarul este slab nu ne ajută cu absolut nimic în vânzarea mărfurilor. Nici la floarea soarelui, nici la porumb, nici la grâu. Trecem mai departe și ne uităm un pic la ors, da? Tragem cu coada ochiului ca de obicei și vedem un nivel de preț, o indicație în portul Constanța de maxim 240 de euro pe tonă. Nu înregistrăm foarte multe tranzacții și în continuare nu vedem licitații internaționale pentru livrările din recolta nouă. Nici la Orș, cum ne-am obișnuit tradițional, să se întâmple în lunile decembrie și ianuarie, cu destinația favorită Iordania, și nici pentru grâu. Este un semn și un semnal că potențialul de creștere a acestor mărfuri nu există pentru recolta nouă, după cum o dovedesc și indicațiile bursiere de altfel. Însă fermierii români au o problemă mare de tot. Și aici vorbim de profitul sau de marja operațională pe hectar. Pentru că dacă un fermier, să spunem, vinde la niveluri foarte scăzute de preț, el trebuie să fie acoperit prin producții ca să genereze profit. Prin simplu motiv că el a înființat cu costuri foarte ridicate în toamna lui 2022 acele hectare, costuri, să spunem, afectate de război, de șantajul Rusiei și așa mai departe. Toți le știm, noi avem voie să le mai enumerăm încă o dată. Și aici avem o problemă. Deci productivitatea trebuie să fie foarte mare pentru a acoperi costul înființării unui hectar și subsecvent pentru a genera o marjă operațională suficient de puternică ca să poată acoperi fixele și variabile într-o fermă. Rapița, să știți că stagnează. După coborârea abruptă pe care am semnalat-o săptămâna trecută și cu toții am văzut-o, rapița stagnează în jurul valorii de, și vorbim de indicația bursieră acum, 530-533 de euro pe tonă pentru indicația lunii mai. Subsecvent, în piața fizică, rapița este cotată la un nivel de 510 euro pe tonă pentru recolta veche, iar recolta nouă, identic, la un nivel de poate 510 la livrată la unitățile de procesare, dar mai este suficient timp până atunci. În continuare, rapița australiană, trebuie să știți că presează enorm de mult în Europa, pentru că ei au volume foarte mari și trebuie să le transfere undeva. China încă nu a ieșit. China încă nu a ieșit oameni buni la cumpărături. China mai are, să spunem, de sărbătorit anul nou chinezesc, anul iepurilor de apă, până pe datele 1 februarie, când vor trebui să iasă să arate cerere. Și dacă arată cerere China, să știți că prețul rapiței va căpăta susținere ca și prețul porumbului de altfel. Pentru că până la acest moment China a importat doar 20,6 milioane tone de porumb și necesarul lor intern este de un minim 26-27 de milioane, în ciuda declarațiilor că vor curba producția de carne de porc, adică o vor scădea. Porumbul, după cum bine știm, are utilizare și în zona industrială și se face din el, firește, etanolul. Și China, dacă iese după anul nou chinezesc, trebuie să circule. Deci transporturile vor fi cele care vor genera cerere. Mai avem de discutat un pic despre un complex în care ne aflăm astăzi. Acest complex de așteptare pe care toată lumea îl vede și stă și se uită. Întotdeauna, să știți, că în luna februarie se întâmplă niște lucruri și lucrurile sunt în felul următor. Pentru grâu ar trebui să existe potențialul de scădere cu o cerere oarecum crescută pe luna martie și poate puțin în aprilie, dar nu vă așteptați la niveluri foarte mari de preț. Pentru orz, de asemenea, luna februarie și poate un pic din luna martie ar putea genera o creștere de preț și poate un vârf micuț în aprilie. Dacă vorbim de rapiță, așteptăm și noi ca rapița australiană să ia în sfârșit drumul Chinei și să lase Uniunea Europeană în pace cu aceste, să zicem, exporturi, astfel încât nivelul cererii să crească și pe acest nivel de cerere, rapița care se află în magazinele fermierilor români să aibă cotații mult mai bune de preț. Semințele de floarea soarelui vor avea și ele un imbold la rândul lor, dar trebuie să ne crească cererea. Cererea este penalizată în acest moment și v-am spus de ce. Taxa pe uleiul rusesc este zero,
cererea de ulei ucrainean s-a redus substanțial. India merge în continuare pe uleiul de palmier, care este aplic discountat pentru că se luptă cu uleiul de soia din America de Sud și din Statele Unite, astfel încât în acest moment vedem o latență a tuturor mărfurilor, cel puțin pentru perioada următoare de câteva zile. Și să nu uităm factorul suprem, geopolitica, căci cu el ne vom întâlni în curând. Este ceva care a devenit de actualitate, s-ar putea ca piețele să nu mai reacționeze atât de violent, pentru că deja s-au obișnuit cu headline-uri și cu, să spunem, acele anumite vești, ca să le numim așa. De exemplu, acum o zi, două, efectiv, o rachetă rusească a nimerit o navă turcească care stătea în portul din Kherson de foarte multă vreme. Piețele nici nu au reacționat, nici nu au clipit, dar la o escaladare de proporții s-ar putea ca ele să reacționeze. Cam asta a fost și pentru astăzi și în continuare vă invit să fiți alături de noi la AgriTrade Summit pe 22 februarie 2023 la București, unde fermierii români vor fi sub, să spunem, lumina reflectoarelor, de asemenea și toți operatorii din agribusinessul românesc. Este un eveniment al României, este un eveniment neutru ce va efectiv uni toate interesele la un loc și vor putea genera, o să zicem, predicții sănătoase și colaborări viitoare foarte fructuoase. O duminică liniștită în continuare și să fim sănătoși până săptămâna viitoare. Pe curând, oameni buni!